Un autoturism a intrat ieri într-o groapă apărută din senin pe strada Bariera Vâlcii din Craiova, într-o zonă în care se efectuează lucrări de canalizare, asfaltare și montare de borduri noi. Martorii au fotografiat incidentul cu telefonul. Ia uitați-o! S-a căscat groapa aceea din senin, parcă decupată cu lasă. Muncitorii care lucrează la strada respectivă și trecătorii l-au ajutat pe șofer să-și scoată mașina din crater. O mașină care venea de pe toamne și încerca să se ducă spre gară a fost prinsă într-o surpare de teren pe care avea filmat-o înainte, care s-a căscat brusc sub roata din dreapta față a mașinii, o mașină de Timișoara. Cât timp a stat captivă mașina aici? A stat mașina captivă aici vreo jumătate de oră până s-au strâns muncitorii și oamenii de bine au pus mâna pe mașină cu rânci, cu grinzi de lemn, au săltat-o din groapă și au dat drumul să meargă mai departe. Din fericire, mașina încă mai funcționează, dar nu putem ști cât de întreagă mai este. Acesta nu este singurul incident de acest fel în zonă. Tot ieri, alt autoturism a intrat într-o gură de canal rămasă descoperită și nesemnalizată, pe strada Toamnei, proaspăt asfaltată. Până aici sus, aici și făcut pană mai înainte sus, acolo, făcut pană. A lovit cu roata în gura de canal sau da, s-a prăbușit canal, asfaltul? Canal. S-au făcut reparații proprii, au revenit în modelul nostru românesc de activitate.